Animalele sunt de fapt pure și inocente în interior. Acțiunile lor sunt întotdeauna sincere și singurul lucru de care au nevoie pentru a fi cu adevărat fericite sunt oamenii. În acest videoclip am adunat o selecție a celor mai emoționante întâlniri dintre animale și stăpânii lor. Veți vedea că unele animale își așteaptă și își amintesc de stăpânii lor timp de săptămâni, altele timp de luni, iar unele chiar ani de zile. Așa că cheamă-ți pisica sau câinele pentru că după vizionarea acestui episod vei plânge și cu siguranță vei dori să le dai o îmbrățișare caldă. Priviți acest pui de tigru adorabil. I-a fost atât de dor de prietenul său încât îl ține strâns în brațe și nu vrea să-i dea drumul. Imaginați-vă durerea prin care trebuie să fi trecut acest câine atunci când vaca mamă adoptivă a fost vândută și dusă de acasă. Văzând suferința câinelui, stăpânul i-a înapoiat vaca și filmează reîntâlnirea lor emoționantă, în timp ce câinele plânge de fericire. Este uimitor cum animalele își pot arăta dragostea în moduri diferite, iar oamenii ar trebui evident să învețe de la ele. Uitați-vă la un câine care este foarte bolnav, dar cât de fericit este să își vadă stăpânul. Iar acest câine surd și orb și-a recunoscut prietenul după miros, chiar și după ce nu l-a văzut timp de un an. Acest gigant a fost cândva un pui de leu salvat de un voluntar. Acum animalul dăruiește dragoste tuturor celor din jur. Cât de sinceră și fericită este această maimuțică capucin, să-și vadă bunica! Pisica fetei a dispărut când avea doar 8 luni, dar după 2 ani de căutări a fost în sfârșit găsită. Această femeie a avut grijă de această leoaică de când avea 4 luni, vizitând animalul aproape în fiecare zi. Oamenii nu sunt singurii care abia așteaptă să-i vadă pe cei dragi. Este uimitor cum acești cai se înveselesc la vederea prietenilor lor după o lungă despărțire. Este foarte emoționant. Și iată o întâlnire între un scafandru și prietenul său subacvatic. Acesta a tratat odată peștele după o rană, iar după aceea au rămas prieteni timp de 25 de ani. Această femeie nu și-a mai văzut animalul preferat de 21 de zile. Entuziasmul este peste așteptări, iar acest câine este incredibil de fericit să o vadă. În fața dumneavoastră se află un alt caz emoționant, în care stăpânul câinelui a fost spitalizat, iar el a venit în fiecare zi la ușă așteptând întoarcerea lui. Doi cai au fost aduși la spital pentru a-și putea lua rămas bun de la prietenul lor foarte bolnav. Să-și vadă caii preferați a fost ultima lui dorință. Acest câine a simțit mirosul stăpânului său militar, pe care nu l-a mai văzuse de 8 luni, și iată-l acolo. O
Omul fără adăpost era disperat după ce și-a pierdut cel mai bun prieten, câinele pe nume Bobo. Priviți bucuria lui când l-a găsit pe Bobo la adăpost, 2 săptămâni mai târziu. Acest om a salvat un curcan de la un abator, chiar înainte de ziua recunoștinței, iar acum trăiesc împreună ca niște prieteni adevărați. Acum, pasărea profită de fiecare ocazie pentru a-i mulțumi încă o dată salvatorului său. Iată emoțiile unice ale unei hiene când primul ei stăpân a venit să o viziteze pentru a o felicita cu ocazia celei de-a patra zile de naștere. Uneori, întâlnirile plăcute și tandre pot fi o surpriză, precum această întâlnire emoționantă cu o focă prietenoasă care s-a dovedit a fi o creatură foarte blândă. Ați auzit vreodată un măgar fericit? Uitați-vă cum își salută măgarul prietenul său care a fost în carantină pentru o lungă perioadă de timp. V-ați fi gândit vreodată că o gorilă ar putea fi atât de blândă cu un om, după ce a petrecut ani de zile într-o rezervație naturală? Recunoștința și dragostea acestei femei față de perechea care a îngrijit-o este înduioșătoare. O femeie pe nume Linda Kobner a venit să vadă doi cimpanzei pe care a ajutat cândva să îi elibereze. Nu au mai văzuseră de 25 de ani, dar își amintesc foarte bine de salvatoarea lor. Faceți cunoștință cu acest papagal amuzant care sărbătorește de fiecare dată când stăpânul său vine acasă de la serviciu, întâmpinându-l cu strigăte puternice și pline de bucurie. Iar acest bărbat a devenit tată adoptiv pentru 19 lei deodată și uite cum îl întâmpină. Gheparzii sunt considerați pisici semisociale până când găsesc pe cineva care să iubească și să aibă grijă de ei. Un ghepard pe nume Gabriel, după o lungă despărțire, salută cu afecțiune persoana care l-a îngrijit. Această maimuță de companie este incredibil de fericită să își vadă stăpâna după ce nu a văzut-o timp de 1 săptămână. Probabil că nu m-ați crede dacă v-aș spune că o găină se poate atașa atât de mult de stăpânul său încât va alerga să-l întâmpine imediat ce vede mașina apropiindu-se de casă. Acest câine a venit să-și întâlnească stăpâna la aeroport după 3 luni de despărțire. Poate că nu mă credeți, dar chiar și măgarii sunt conștienți și pot simți afecțiunea și chiar să o arate. De necrezut! În fața dumneavoastră puteți vedea o întâlnire incredibilă dintre o femelă hipopotam și veterinarul care a salvat-o când avea doar 1 săptămână. În mod uimitor, ea l-a recunoscut ani mai târziu. Câinele Smokey îl salută pe veterinarul care i-a salvat viața după ce era să moară într-un incendiu. Câinele orb și-a găsit stăpânul după miros și este foarte fericit să-l întâlnească.
acest ghepard este mereu gata să își copleșească îngrijitorul cu dragostea lui. Acest cal este atât de fericit să își vadă stăpânul încât nu se poate opri din îmbrățișări și sărutat. Femeia a salvat odată acest leu pe nume Jupiter de la un circ când era încă pui. Mama lui Jupiter a murit din cauza abuzurilor, iar tânărul leu a fost dus la un centru de salvare animalelor. Animalul a început să piardă rapid în greutate. În cele din urmă, mama adoptivă a lui Jupiter l-a salvat din nou, venind să-l verifice la grădina zoologică. Acest bărbat și-a dedicat viața pentru a ajuta un pui de leu și acum este răsplătit cu o dragoste fără margini de fiecare dată când se întâlnesc. Ei bine, așa-și salută rinocerii veterinarul. Probabil că este imposibil de imaginat cum se simte un proprietar de câine iubitor atunci când câinele său este furat. Dar după o lungă despărțire de 2 ani și jumătate, câinele a fost găsit și nimeni nu-i poate împiedica pe acești doi să se îmbrățișeze. Priviți cum acest Bambi își întâmpină stăpânul după serviciu. Câinele și pisica acestei femei au așteptat mai bine de 2 săptămâni ca ea să se întoarcă acasă. Nu m-ați auzit greșit, am spus pisică pentru că puma părăclită Luna se comportă ca o adevărată pisicuță. Acesta este Chris, care are grijă de alegatorii salvați în acest sanctuar. Și de fiecare dată când se apropie, prădătorii cu sânge rece se transformă în șopârle docile. Dar numai cu el, așa că nu încercați niciodată să faceți la fel. Nu există nimic mai emoționant decât reîntâlnirea dintre o mamă și copilul ei. Priviți doar zâmbetul recunoscător de pe fața acestui leneș. Acesta este iepurele Benny și este foarte atașat de stăpânul său, așa că timpul petrecut separat a fost dificil pentru el. Sper să nu mai fie nevoit să se despartă. De ce să ai copii când poți avea un cimpanzeu? Tot ce-i trebuie este să își vadă mama și în câteva secunde deja se îmbrățișează cu ea. Teo este nebunește de fericit să își vadă din nou mama după aproape 1 săptămână de absență. Cred că acestea sunt sunetele de bucurie pe care toată lumea ar vrea să le audă. De fiecare dată când leoaica Serga își vede îngrijitoarea, știe că o așteaptă îmbrățișări și o zi plină de joacă în aer liber. Această poveste vă va încălzi cu siguranță inimile. O femeie pe nume Tony a venit să-l viziteze pe noul ei prieten Panda, pe care l-a salvat dintr-un incendiu de pădure cu câteva luni în urmă. Acesta este Martin, trăind cele mai frumoase momente din viața lui. Deși s-a născut cu o singură ureche, a învățat să audă perfect cu inima, dăruind și privind multă iubire stăpânului său. Tipul ăsta e nebun, se duce să se întâlnească cu un grup de lei, dar numai ca să-i explice conducătorului de ce nu l-a vizitat de atâta timp.
Iată cum se comportă un vânător născut atunci când vede persoana pe care o iubește. Din păcate, aceasta este ultima dată când se văd, pentru că în acea zi a fost eliberată în sălbăticie. Această întâlnire este specială pentru acest pui de cimpanzeu, deoarece este pentru prima dată când își întâlnește noua familie în mica pădure din Liberia. Acest animal, ca și el, au rămas orfane din cauza braconierilor. A fost cel mai emoționant moment din viața acestui soldat, deoarece câinele său credincios împreună cu familia a fost acolo pentru a-și întâmpina stăpâna după un serviciu îndelungat. Din păcate, el este surd și nu-i poate auzi cuvintele ei afectuoase de dragoste, dar cu siguranță le simte. Așadar, ați văzut întâlniri emoționante între cai, câini și chiar păsări, dar ați văzut vreodată o întâlnire dintre o femeie și o cămilă? Dacă nu, priviți aici! De fiecare dată când acest tip își vizitează puma, ea uită că e o prădătoare puternică. Acest sunet înseamnă că cimpanzeul salută persoana care l-a crescut. Este de necrezut, dar cât de special te poate face să te simți câinii, doar pentru că sunt fericiți să te vadă. Imaginați-vă că ați salvat un pinguin, apoi în fiecare lună l-ați vizitat. Acum, de fiecare dată când omul strigă, din-din, pinguinul îl recunoaște. Acest biet câine a trecut prin multe, dar să fie departe de familia sa a fost cel mai greu. După o căutare lungă și grea, a fost în cele de urmă găsit și vedem această reuniune emoționantă. Acesta e cel mai drăguț vecin din lume. Vizitează uneori această familie ca să-și potolească setea. Un trecător obișnuit nu ar fi îndrăznit să se apropie de această haită uriașă de câini, dar nu și acest om. Nu este prima dată când inima lui bună îl aduce aici, pentru că cine altcineva i-ar putea ajuta dacă nu el? Ai putea crede că este vorba de o reuniune între un leu și un bărbat care nu s-au mai văzut de mult timp, dar nu este o reuniune după o despărțire. Acest tip a trăit mult timp cu acești lei, așa că nu v-aș sfătui să încercați acest lucru. Adevărata iubire este atunci când câinii tăi te așteaptă la geam în fiecare zi, în timp ce tu ești plecat, și nu există priveliște mai satisfăcătoare atunci când răbdarea lor este răsplătită. Îngrijirea animalelor este o responsabilitate uriașă, dar îngrijirea unui cimpanzeu care abia așteaptă să te vadă în fiecare zi este la un cu totul alt nivel, pentru că nu mai este doar un animal, este cineva drag. Care este cel mai neobișnuit cuplu pe care l-ați văzut vreodată? Aceasta este o femeie de 90 de ani și mistrețul ei de 150 de kg. Acest animal iubitor iese din pădure de fiecare dată când vrea să o vadă. Se pare că acest urs vrea să o muște pe această fată, dar nu vă faceți griji, pentru că așa își arată dragostea și tandrețea după ce nu a văzut-o de mult timp. Însă nu toată lumea are parte de acest tip de afecțiune, așa că nici eu nu vă recomand să repetați acest lucru.
Încă mai credeți că câinii sunt cele mai loiale animale? Atunci fiți atenți la acest cocoș, care nu refuză niciodată să se îmbrățișeze cu stăpânul său preferat. Unii spun că timpul zboară mai repede pentru câini, așa că o călătorie de afaceri de o săptămână pentru noi este ca o lună și jumătate de așteptare pentru animalul de companie. Nu știu de cât timp nu s-au văzut cei doi, dar voi presupune că până și un prădător ca tigrul, dacă este crescut în dragoste, va fi pentru totdeauna un pisoi jucăuș. Când vedeți asta, încercați să nu plângeți. Iată o maimuțică care a fost luată de la mama ei și dusă la terapie intensivă neonatală după o naștere dificilă. După 2 zile de luptă, bebelușul a fost returnat, iar mama nu știe încă cât de fericită va fi. Spuneți-mi, v-ar plăcea să întâlniți o pumă în sălbăticie? Nu sunt atât de rele dacă vă întâlnesc, așa în fiecare zi după serviciu. Acesta este Blinky și a trecut atât de mult timp de când nu și-a văzut îngrijitorul încât cere imediat să fie îmbrățișat. Cum să nu îndeplinești astfel de cereri drăguțe? Acest pui de rinocer este gata să alerge în cerc imediat ce aude pașii îngrijitorului său. Această femeie trebuie să aibă mare grijă de leii săi. Felul în care o iubesc este incredibil de emoționant. Imaginați-vă cât de mult i-a lipsit stăpânul micuței vulpi dacă, la simpla vedere a fetei, se transformă dintr-un prădător într-un cățeluș jucăuș. Animal domestic sau sălbatic, nu contează. Toate animalele își pot exprima dragostea în moduri incredibil de emoționante. Acești doi nu s-au mai văzut de 6 săptămâni. Așa, momente de îmbrățișare sunt răspunsul chiar dacă nu știm întrebarea. Uite cum este întâmpinată această femeie de pisica ei Tanu, după ce a fost plecată timp de 3 zile. Este întotdeauna emoționant să vezi cum oamenii își tratează animalele de companie ca pe niște membri cu drepturi depline ai familiei lor. Acest bărbat nu și-a mai văzut papagalul de mult timp, iar acum are o discuție plăcută cu el. Mă întreb cât timp trebuie să treacă ca puiul de elefant să înceteze în sfârșit să își îmbrățișeze îngrijitorul. Acesta este Fred și s-a întâlnit întâmplător cu stăpânul său. În urmă cu 8 luni s-au despărțit, dar astăzi, în timp ce se plimba cu alți câini, a văzut-o. Și bucuria lui nu se mai termină. La vederea îngrijitoarei sale, acest pinguin lasă totul baltă și aleargă în brațele ei. Se vede că i-a fost foarte dor de ea. Această familie nu a încetat să-și caute băiatul cel mare de mai bine de un an, iar acum l-au găsit și bucuria nu se mai termină. Leoaica adultă este suficient de puternică pentru a-și îmbrățișa pe deplin îngrijitorul în cazul în care acesta încearcă să o părăsească de nou.
Știți de ce Ziua Internațională a Leopardului este un lucru bun? Pentru că acești doi știu că aceasta este ziua în care cel mai bun prieten al lor va veni să îi viziteze. Iată încă o dovadă că urșii se pot atașa foarte mult de oameni. Așa ar trebui să arate întâlnirea cu cel mai bun prieten după o lungă perioadă de separare. Un ofițer care a fost rănit în timpul serviciului a fost adus pentru a-și vedea partenerul, care a început să-l susțină cu blândețe. Câinele nu-și văzuse stăpânul de prea mult timp și în sfârșit a putut să-l viziteze la spital. Cred că această vizită este mai bună decât orice medicament. Cred că unul dintre motivele pentru care trebuie să te împrietenești cu o vulpe este faptul că ea este întotdeauna fericită să te vadă. În fața voastră se află un caz în care un urs te consideră prieten, nu pradă. Acest pinguin s-a împrietenit cu îngrijitorul grădinii zoologice și acum îl salută mereu în acest fel. În mod uimitor, acest mic rechin este prieten cu acest scafandru de când s-a născut, de peste 10 ani. Aruncați o privire la una dintre întâlnirile lor. Se comportă exact ca o pisicuță. Cine a spus că lupii nu pot lega o conexiune cu oamenii? Din păcate, multe animale au murit în timpul dezastrelor naturale, dar acest om a fost norocos, a reușit să-și găsească prietenul după tornadă. Acest câine a ținut pasul cu o mașină de poliție pentru mult, mult timp, în timp ce aceasta îi ducea stăpânul undeva. Și iată minunea! Iată o reîntâlnire emoționantă între un băiat și câinele său, după ce acesta a fost considerat mort în urma unei tornade devastatoare în Oklahoma. Cei doi veniseră să salute haita de lupi pe care au eliberat-o în urmă cu un an. Se pare că lupii nu sunt niște răufăcători așa cum credem noi. Oamenii l-au ajutat pe bărbat să elibereze acest câine și îi urmăresc reacția. Acest băiat a primit cel mai frumos cadou de Crăciun. Pisica lui dispărută s-a întors acasă. Nici nu-ți vine să crezi cum o haită de lup își întâmpină mama adoptivă după ce nu a văzut-o timp de aproape 2 luni. Această păsărică frumoasă a fost găsită în iarbă când era pui. Femeia a crescut-o fără să pună pasărea în colivie, iar acum pasărea vine să o vadă în fiecare zi. Iar acest pui de elefant trăiește într-un parc natural pentru elefanții cu dizabilități și abuzați. Aici a găsit un prieten îngrijitor. Animalul adorme ascultându-i cântecul de leagăn. Iată o altă reuniune fericită dintre un câine și stăpânul său.
prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!